Delegația Sătmăreană va porni la drum mâine dimineață cu 8 jucătoare. Vor face deplasarea Alexis Matthews, Alison McCardy, Denisa Mocar, Natalia Preda, Beata Vaida, Alexandra Mișca, Adriana Matei și Alexandra Molnar, alături de antrenorul Adrian Pricop. Din păcate, Victoria Dietcova și Ivana Zburova nu vor face deplasarea, deși taxele de transfer au fost achitate către Federația Română de Volei, dar încă acest lucru nu a fost confirmat de Forul Național, astfel că cele două nu au drept de joc. Despre adversarele CSM-ului de mâine seara putem spune că formează o echipă cu 5 străine, cu o experiență superioară în competițiile de Liga Națională. Dar volebalistele noastre s-au comportat foarte bine și în meciurile de pregătire reușind să facă o figură frumoasă atât în țară cât și în străinătate. tur dintre CSM Lugo și CSM Satu Mare se joacă mâine seara de la 18.30 și va fi arbitrată de cuplul Beșoi Suciu, iar observator al Federației Române de Volei a fost desemnat domnul Nicolae Calimac. iar returul este programat pe 10 octombrie în sala Ecaterina Bot din Satu de la ora 18. Dacă se califică mai departe, ce se mare va întâlni anul viitor pe 10 ianuarie Medicina Târgu Mureș. În prima fază a cupei se joacă meciurile SCM ce Politehnica Iași, CSU Cluj, CSM București, CSM Târgoviște s-a calificat mai departe după ce a învins de două ori cu 3 la 0 la seturi pe CS Unic Piatra Neamț.